Suntem în 2 februarie 2021, mama se apucă de șnițele ca să filmez, că eu plec la treabă, iau micul dejun, bam bam, o prăjitură cu mere și cu o cremă făcută de mama special, cu nes, cu nu știu ce, cu un iaurt aici lângă. Mama se apucă de treabă, mă. A început cu uleiul, bam bam, și urmează șnițele. Mai așteptăm. Carne de care faci la șnițel? De pui, nu? De chicken. Asta e Andreea. Asta e Andreea care... Că e la școală. Urlă, țipă și vorbește cu prietenele. Nu, la ăștia. Fac gălăgie în clasă? Da. A, la papagali? Da, dar mai face și cu colegii din clasă, da. Ea învață online, Andreea. Mama se pregătește să facă șnițele americane. În carne de pui. Americane, mama, ce mișto. Mama face șnițele americane. S-au obișnuit să facă mâncare de aici, din America. Bam, bam. Pus făină, pus pezmet, ouăle bătute. Tigaia. În foc. Bam, bam. Și începe a lucra. Filmăm mâncarea, nu filmăm și bucătărea asta, nu filmăm, că trebuie să se concentreze maxim. O, ce avem noi aici? Le-ai lăsat de seară? Ce-ai pus pe ele de la ei? Acum le-ai pus de toate, le-am bătut. Da? Le-am bătut că n-a fost cu minte. Astea sunt șnițele americane, mama. Tu zici că sunt șnițele românești. Eu zic că sunt șnițele americane, că suntem în America. În America. Bam, bam. Da. Mănânc nuggets. Nuggets. Șnițele americane, Dylan. A venit și nepotul meu, Dylan, americanul. Dylan, vrei șnițe? Uite, Dylan, cum se face aici șnițele americane. Sau șnițele românești? Fac americanii șnițele, Dylan? Da. Fac, a? Ce vrei să fac? Nu cam așa. Nu cam așa, a? Și să faci șnițele? Eu? Cred că dacă... Ia învață să faci. Tu dacă ai văzut odată deja a doua oară, știi? Nu e greu, cum să fie greu? Mama, faci mult sau nu? Uite cât faci. Că știi că-ți plac. Îți plac, a? Foarte mult. Vezi? Filmăm aici rețeta. Arată ca tilapia, nu? Da, da. Vezi? A, cum e așa? Da, tot așa, dar numai că nu... Ca ce arată? Ou, la tilapia. Ca peste. A, ca peste. La tilapia nu pun ou. Nu e dat în sus? Da. Bam, bam. Pleca Dylan. Lui Dylan îi plac foarte mult șnițele. Și nu doar șnițele. Mănâncă sănătos, Dylan. O are pe mamaia aici, care îi face ce toate poftele. Ce vori? Ce vori? De pe mama, ce le face, mă? Când vii în România să mergi la emisiune, la MasterChef sau la șef la cuțite, și cum se uită lumea la emisiunile astea? Sunt mulți care habar n-au să facă ceva și... Și se duc și ei. Se duc, doar ca să apară la televizor. Nu-ți place? Nu. Știu că nu-ți place. Dar din când în când e bine să mai apar și pe undeva. Pe internet, cu rețeta.
Bam, bam. Luăm o pauză. Am spus că faci nițele la cuptor, mama. Nu să faci nițele la cuptor. Le văd în tigaie, da, zic, în tigaie, în, în tavă. Bam, bam. Credeam că americanii fac nițele la, la cuptor. Ăștia nu știu să da, facă. Da, da, altceva la cuptor, da. Da? Cum ar fi fost să se facă nițele la cuptor? S-o face toate felurile, da. La cuptor. Ia uite, bam, bam. Doar tu le așezi aici, că stau mai bine pe, da, pe hârtie aia, nu? Așa. Nu știu, hârtie de cop sau cum? Da, aia, fiindcă s-a nivelit să fie acolo. Ah. Ce tare ești, mamă. Am uitat să dau cu-n făină. Și nu știe lumea că tu din nimic faci ceva bun. Și ceva dulce. Când nu avem ceva dulce, se găsește din orice faci, ceva să fie este, uite, și comestibil și foarte bun. La emisiuni, la multe emisiuni, am învățat multe lucruri, dar e vorba o chestie, mi-a plăcut tare mult, din Arad. Din Arad? Din Arad este, cum îl cheamă? Nu contează cum îl cheamă, așa, ca să nu-i facem reclamă, da, contează și ce ai văzut. Îmi place de ea că spune la tineret, că din orice poți să faci mâncare. Păi și tu chiar asta ai făcut de când te știu. Și când erai în România, când aveam ceva bun și din cozonac făceai un mare tort, să zicem, dau un exemplu, faci, știi? Da. Da. Și dintr-o placintă de mere poți să o faci cu cremă și cu orice, toate cele și tot îți iese. Se poate face dacă vrei, dar... Negre să ne-ai mai făcut de mult, nu? Mie îmi place să mănânc la restaurant. Nici mie nu îmi place, mamă, că acolo nu e mâncare sănătoasă. Cea mai sănătoasă mâncare e făcută acasă. Cumpărat de tine tot ceea ce știi și tot ce e bun. Și acum urmează operațiunea prăjială. Prăjim nițelele. Uite, uleiul încins la maxim. Bam, bam. Ce bine arată. Bine că apuc și eu să mănânc unul până plec la... La job. Păi nu? Se mai aude ceva așa pe, pe fundal, să nu să știți că este nepoata mea, nu, nu și-a bătaie, doar că mai țipă ea așa, că vorbește cu papagalii sau cu colegii de la, de la școală online. Ea nu face așa de obicei. Nu, dacă tot, mai tare. Ea nu face gălăgie deloc. Dar să se facă și auzită. Păi nu? Ea nici nu știe ce faci tu aici. Nu știe. Nu ne aude pe noi, că are ușa închisă. Mamă, ce bagă, prin făină, prin pesmet, prin ou. Ce ai pus un ou ăla? Pus și lapte? Nu pun decât... Piper. Piper? Aha. Piperul pun și pe ea. Uh-huh. Dar nu foarte condimentat, nu? E condimentat, rău? Tu faci special să fie prea condimentat, să nu mănânc eu, a? Nu, așa. Nu faci așa ceva. Păcat că nu te-am prins să faci când faci sarmalele alea învelite cu bacon. Vă cum e prea tare, mama? Zic și eu așa, mă. Încep să se facă pe o parte zicurile astea. Ca să ajutați și eu, dar sunt ocupat rău de tot. Că știi cu aragea ajută astea, nu știu aici. Bun, să fie și patru ori așa, nu... Doar așa puțin. Că să fie puțin rume, nu? Da, da. Că te-aș mă, dar ce bine arată. Nu știu, am mâncat o prăjitură de, de mere când puteam să mă apuc în prăjitură. Da, uite bine aici cum arată. Mă întoarce pe o parte și pe alta. Bam, bam.
Și cam asta este rețeta deșnițele americane, făcute de mama chiar aici în America. Bam bam. Bam bam. Hai să ne pupăm, gata? Și mama, mă, ce face, mă? Deșnițele americane cu rețeta din România. Wow! Îmi place cum arată. De vreau să mă o prăjitură de mere ce a făcut mama aici. A pus și o cremă de nu știu cu ce, cu nes parcă. Și trebuie să gustăm, să vedem cum arată. Bine, arată bine, dar să vedem cum este la gust. Și nu înțeleg când le faci mâine? Și nu cred că prind să fac și o filmare. Dar, după.